Vorbim despre externalizare, luând în calcul în cadrul unor companii care sunt unde găsim costurile cele mai mari. Și atunci vedem partea, întotdeauna găsim partea de personal IT, partea de software, licențiere și partea de hardware. Toate aceste componente trebuie luate în calcul în momentul în care dorim să dezvoltăm ceva. Și atunci, ne punem o întrebare, care sunt provocările în general ale managementului, pentru că de la management ne plin și bugetele. Trebuie să facem un buget în fiecare an pentru dezvoltarea soluțiilor și pentru creșterea performanței în cadrul companiei. Și ne dăm seama că toți managementul își dorește să-și crească business-ul într-un timp cât mai scurt, să reducă costurile, pentru că suntem și în această perioadă de relansare economică, spun eu, pentru că sperăm criza să fi trecut deja sau să treacă. Vorbim despre achiziție și dezvoltare de servicii, ce implică achiziții de tehnologii noi. Pentru acest lucru trebuie să parcurgem într-un punct, spun eu, de selecție dintre mari furnizori de tehnologii. Este destul de costisitor să te decizi pe ce tehnologie să mergi. Vorbim despre optimizarea proceselor în cadrul unei companii și o să vedem că în acest moment focusul este pe optimizarea a proceselor de business. Alegerea cât mai corectă a celor tehnologii, minimizarea riscului, pentru că este foarte important în acest moment să păstrăm acele date, pentru că datele de fapt înseamnă business-ul pe care îl dăm în fiecare zi și în final partea de coerență în business, control al informației și complianță conform legislației în vigoare.